Vremea se va răci și vor fi temperaturi minime noaptea în jur de 0 grade și ziua în jur de 6-7 grade. Concomitent cu această răcire despre care vă spuneam, este posibil ca undeva în sud, la sud, deci pe linia Dunării mai precis, acestea să se transforme în mixte sau în ninsoare. Nu vor pune probleme, la fel cum sunt în Moldova. Iarna timpurie îi cam ia pe nepregătite anul acesta pe drumari. Atât pe drumurile naționale, cât și în Craiova, autoritățile încă nu au stabilit ce utilaje vor avea pentru dezăpezit. Pentru primii fulgi însă există un stoc minim, spun reprezentanții drumarilor. Suntem pregătiți. Din păcate, licitația pentru dezăpezire, respectând procedurile legale, deschiderea ofertelor este până pe data de 6 noiembrie, dar până atunci noi avem un plan de rezervă. Stocuri minimale există. Astăzi a fost deschiderea pentru achiziția de sare la nivel de companie. În câteva zile trebuie să înceapă aprovizionarea. La ora actuală noi dispunem de 300 de tone de sare pe stoc, 500 de metri cub de nisip și sunt utilajele proprii care le avem în dotare pentru intervenție, respectiv 3 sărărițe, 6 pluguri autopurtate, 2 multifuncționale și diverse utilaje culame care sunt la noi în dotare. Alertați de avertizarea meteorologilor, guvernanții au dat indicații autorităților din teritoriu să-și ia din timp toate măsurile necesare pentru a preveni orice problemă. Foarte important să verificați să fie în stare de funcționare și să aibă toate condițiile necesare, spațiile de adăpostire care pot fi destinate pentru relocarea temporară a populației sinistrate. Și de asemenea să aveți stocuri de alimente de primă necesitate, apă, eventual și alte materiale. Dacă sunt zone care se anunță o scădere majoră de temperatură la minus 10, rugăminte este să activați procedurile care lumea este obișnuită cu ele, dar trebuie activate în sensul în care riscul de hipotermie, persoanele care sunt fără adăpost, persoanele care trebuie protejate și să nu ne trezim că avem oameni care să ne scape și să ne moară în stradă din cauza hipotermiei. Specialiștii avertizează că deocamdată nu a trecut în totalitate nici pericolul inundațiilor. În Mehedinți, 2 localități sunt afectate acum, Baia de Aramă și Broșteni, iar până mâine și pe Jiu se vor mai înregistra creșterea ale debitului.